ești trist în suflet și împovărat. Mama te așteaptă cu lacrimi pe obraz. Când greul te lovește, mama va veni să șteargă lacrimile. Ea va ști. Mama e darul prețios venit de la Iisus Hristos. Ea e cuvântul cel mai scump rostit. Noastre. O căutăm cu o surpriză. Noi suntem echipa surprinde la domiciliu. Și astăzi cineva drag s-a gândit la dumneavoastră. Cineva care vă iubește mult. Și ne-a trimis cu câteva cadouri. Cine să fie persoana respectivă? Sora, o am în Germania. Sora? Ziceți dumneavoastră? Nepoții. Păi și de ce tocmai sora? Altcineva apropiat aici? Nepoatele mele, Mădălina, Anița, nu știu, Alexandra, nu știu cine, nu știu, crede-mă. Nu cumnatul, păi stați un pic. Domnul care a vorbit cu noi ne spunea că vă iubește foarte tare. Să fie domnul soț? Nu, e că e de la Isia. Păi și ce contează de noastre acum mai nou? A, o fi de la el? O fi mâncața scură? Știu că azi e până noi? Nu, ne face mare plăcere. Doamna Cornelia. Ea este doamna Cornelia, soția mea, iubita mea, jumătatea mea. Și știți ceva de surpriza noastră? Nu știm nimic. Nu știți, nici dumneavoastră. Nu știm, n-avem idee. De la Anița, de la Mădălina. Nu știu. Ce mi s-a zis? Bun, păi... Vă rog să mă ajutați dumneavoastră cu tortul. Da. Floarea pentru doamna. O să-i dau buchețelul de flori. Hai, mulțumim, ăsta e de la Coiosu. Și cu baloanele să se joace, doamna. Doamna, să joacă în pat cu baloanele. Bun, păi doamna... Aoleo, doamne... Avem și o perină aici. Și totuși domnul zice că mă, nu știe cred nimic. Că sora mea a făcut treaba asta. Care sora ta? Ai două surure? Ai mai multe surure. În Germania. Mai avem ceva aici, dar nu vreți să fie pentru dumneavoastră. Deci, nu, nu e pentru mine. Nu e pentru mine. Nu știu de la cine e. E de la domnul Guță, de la Pisc. La Ghirici? De aici, de la Ghirici, uite la aici, în care și oasă. Din partea lui, nu e, din partea ta? Nu e. Nu e. Doamna, dacă doamna nu are idee, de unde să nu idee? Păi și să vă citesc eu câteva rânduri, să vedem dacă... Dar înainte de acele câteva rânduri, hotărâți-vă dumneavoastră totuși la un nume. Eu la sora mea, Rodica. Sora Rodica? Da. Stați o secundă. E de la sora ei, Lucrecia Rodica. Cum se vede la Sapir? Adică, pe tot la rând. Scumpă mătușe, îți mulțumesc pentru bunătatea și iubirea pe care mi-ai oferit-o încă din copilărie. Pentru mine ai fost a doua mamă. M-ai îndrumat și m-ai sfătuit atunci când am avut nevoie. Ai fost lângă mine tot timpul și mi-ai oferit toată dragostea ta. Te iubesc. La mulți ani și multă sănătate. Cu mult drag din partea nepoților Ali, Andreea, Ștefania și Sebi. De la Alex. E plecat? Da. E în Germania. Păi nu avem Alex, avem Ali. Ali. E din Germania. Doamna. Bună auzi. De când se uită lumea la noi? Păi n-am ce să fac. Că am venit la mult. Domnul, băi, doar atâta? Atâta, că nu mai zicem, că rămâne cuvintele acolo, ce să mai...
Bun, mai haideți o dată cu un pupic și să dăm drumul la melodia de la nepoți. Hai tu pe mine. Bun! Când ești trist în suflet și împărat, mama greu așteaptă cu lacrimi pe obraz. Când greul te lovește, mama va veni. Doamna, ce stabilirăm noi? Fiecare asta pas? E pentru mine? Nu, pentru doamna. A tot pentru el. Cu lumina pe care o aduci în suflet apropiaților. Să-ți ajute cu vorbele bune pe care le spui altora. Să-ți încălzească inima cu îmbrățișările pe care le oferi celorlalți. Domnul, pentru dumneavoastră avem sticla. Sora mea! Te ascund cu ei. Hai zi, zi tu! Să fii sănătoasă, să trăiesc o copilașă. Multă sănătate și cu multă dragoste și iubire, Domnul să dea sănătate. Și cu voi să fie. Îți mulțumesc, sora mea. Să vă seamă, fii sănătoasă și iubită.
Și voi au mâncat curata, da, Stefania mea frumoasă. Dacă prințesa mea. Mai să fii sănătos, Dumnezeu să fie cu voi, mamă. Și cu cine să ce far soarem, Domnul, cu noi? M-ai auzit? Da. Îți urez mulți ani fericiți, să fii sănătoasă, să stai alături de Domnul, Domnul se binecuvinteze cu dragostea lui și cu pașii. Bun, îmbrățișare și pupicu. Hai. Așa, perfect. Așa-i de frumoasă viața, că ne strângem la un loc. Doamne, îți mulțumesc că te ador. Frumoase și bune, viața mi-e de un cântec și cu un să plângem. Mulțumim, Dali. Ai fost ca o mamă, ai avut grijă de noi, ne-ai crescut și Domnul să fie cu tine. Amin. Și mulțumim, Dali, să fii sănătoasă și fericită. Alături de noi, te iubim. Fata cu arimare, da? De credință. Ai crezut Domnul să fie cu cine, să scoate de grijă. Amin. Poate pe unii ce duci, pe unii mergi, vă poate de grijă. A făcut minunul cu ea. A scos-o din groapa mozirlei. Da. La mulți ani. 150 de ani, ca cu tot ce-o. Acum cât-o vrea Domnul. Să zic la sărbă. Bun. La mulți ani să fii sănătoasă. Să fii sănătoasă. Am fost aici, am fost în lată, îi dea Dumnezeu. La mulți ani, mătușa mea. Îți doresc multă sănătate și să fii tare, Domnul. Amin. Bun. Mulți ani trăiască la mulți ani. Haideți mai tare, mai tare! Hai și voi de acolo! Cine să trăiască la mulți ani! Cornelia să trăiască! Cornelia să trăiască la mulți ani! Nepotul să o iubească! Nepotul să o iubească! La mulți ani! Domnul, vă puneți o dorință! La mulți ani! Și eu să nu mai urs. Vezi, de una fără urs. Bravo, aplauze. Bun. Doamna, și cum vă simțiți la cei 45 împliniți azi? Ca când era, când aveau tinerețe. Ca la 18 ani. Nu pot să mint, dacă am 55. Bine. Da, mă, cu tine, cu
cine? Da, Dumnezeu, Dumnezeu că a făcut minuni cu mine. Și se simte ca la 18 ani așa. Bun, păi și doamna, cum vine asta, surpriza de la surioară și nepoței? Și când pusărăți dorința, vă gândirăți doar la domnul soț, păi e corect? Nu m-am gândit la el. Da, e corect sau nu e? Nu știu. Mulțumesc! Mulțumesc! La tot cuprinsul! Nepoate! La tot, că nici mai mă încurc. Păi și la domnul soț, că pusărăți dorința legată de el? Domnul Besu. Hai gata, ola! 2, 2, 1, 3! Mama e doar una pe acest pământ, mângâi-o adesea cu un zâmbet blând. Cât este cu tine, poți să o mai alin, dar va veni un mâine când după ea suspin. Mama e darul prețios venit de la Iisus Hristos. Ea e cuvântul cel mai scump rostit vreodată de un copil. Mamelor, e Iisus Hristos, El poartă de grijă la copii toți. Mama e darul prețios venit de la Iisus Hristos. Ea e cuvântul cel mai scump rostit vreodată de un copil. Mama mamelor, e Iisus Hristos, El poartă de grijă la copii toți. Trei surori suntem pe lume, Doamne ce noroc, că așa-i de frumoasă viața, că ne strângem la un loc. Doamne-ți mulțumesc că trăiesc pe lume, cam două surori frumoase și bune. Viața mi-e de un cântec și cu drag trăiesc, cam două surori și mult le iubesc. Când le am aproape, ne petrecem și cântăm când e sărbătoare.